Bine ați venit în Comuna Petreștii de Jos. Mă numesc Pârvion, sunt primarul comunei, legat de comuna noastră. Aceasta este situată în podișul Transilvaniei, în depresiunea Hărdatelor. Are 75 de kilometri pătrați ca suprafață și este compusă din 7 localități. Petreștii de Jos, Petreștii de Mijloc, Petreștii de Sus, Deleni, Livada, Crăiești, Plaiuri. Este atestată documentar din secolul XIII, respectiv anul 1278. Am spus-o de renumărate ori că mă simt un privilegiat că m-am născut pe aceste meleaguri, pentru că este o zonă deosebit de frumoasă. În ceea ce privește, ce privesc oportunitățile de investiții, datorită faptului că în ultima vreme, prin grija Consiliului Județean și nu numai, am reușit să ajungem la o infrastructură rutieră care permite ajungerea într-un mod mult mai rapid, atât din municipiul Cluj-Napoca, care este la o distanță de aproximativ 28 de kilometri, cât și din municipiul Turda, care este la 14 kilometri distanță. Marea majoritate a turiștilor sunt undeva la 100.000 de turiști anual, sunt străini. Autostrada A3, Transilvania, trece prin comuna noastră. Există oportunități de conexiune în vecinătatea comunei noastre la Turen pentru centura Vâlcelea-Pahida. Și atunci, în mod sigur, zona va deveni mult mai atractivă în momentul în care este făcută această conexiune cu autostrada, respectiv urcarea și coborârea de pe autostradă. Pe raza comunei Petreștii de Jos sunt aproximativ 14.500 de ovine, mai multe stâne și din punctul ăsta de vedere cred că s-ar putea gândi o strategie pentru dezvoltarea agroturismului. Cheile Tuzii stau ca mărturie în acest sens. Cei care n-au fost niciodată îi invit cu căldură să vină să vadă această zonă care este superbă, mai ales intrarea dinspre Petreștii de Jos. La momentul acesta putem spune că avem alimentare cu apă în 6 din 7 localități ale comunei, dar este alimentare cu apă din surse proprii, datorită secetei din ultima perioadă. Din ultimii ani ne-am confruntat cu probleme destul de mari în ceea ce privește debitul surselor de apă. Am venit în întâmpinarea acestor neajunsuri și am reușit împreună cu, la nivelul ADI-ului, Comunitatea Urbană Arieș, suntem 10 comune și 2 municipii, Câmpia Turzii și Turda, și în jurul lor ne-am coagulat forțele și am reușit să aducem o finanțare europeană, POIM, Programul Operațional Infrastructură Mare, astfel încât toate aceste OAT-uri să
beneficiază de alimentare cu apă din municipiul Turda, respectiv Câmpia Turzii. În satul Petrești de Jos este asigurată distribuția încă din 2010, dar n-am găsit o sursă naturală cu debit corespunzător, respectiv 1,5 litri pe secundă, astfel că am fost nevoiți să apelăm la această modalitate și acum este în curs de elaborarea proiectului tehnic și execuție, s-a făcut achiziția, se știe cine vor face aceste lucrări pentru Sândulești, Petreștii de Jos și Ciurila. Apa se va duce din Turda până în comuna Ciurila, respectiv cel mai îndepărtat punct în comuna Ciurila, respectiv Filea de Sus. Termenul de realizare a acestui proiect la nivelul comunității urbane Arieș este 2023. Noi suntem între primele calupuri care s-au scos la licitație și s-au atribuit. Am realizat de asemenea infrastructură rutieră către toate satele. Vă pot spune cu oarecare mândrie că la momentul ăsta avem asigurate 15 km de drumuri comunale, accesul realizându-se la cel mai îndepărtat sat, respectiv Plaiuri, maxim, să zic, 10 minute, dar nu durează 10 minute. De asemenea, în maxim o lună sau două, se finalizează asfaltarea localității Petreștii de Jos, centru de comună, pe toate străzile. Pentru viitor am depus cereri de finanțare pentru a asigura preluarea apelor uzate, respectiv canalizarea. De asemenea, la nivelul drumului județean DJ107L, am depus o cerere de finanțare pentru a asigura la nivelul drumului rigole, respectiv trotuare, ca să evităm circulația cetățenilor pe carosabil, cu intrânduri la fiecare gospodărie. În ceea ce privesc oportunitățile de vizitare, mai înainte am amintit Cheile Turzii. De asemenea, avem pe raza comunei o mănăstire, se numește Mănăstirea Schimbarea la față, cu un istoric deosebit de interesant. Vechea mănăstire, care era pe muntele Petridului, este încărcată de multă istorie. Există niște atestări documentare care arată că în 6 august toată populația, în special din Petreștii de Jos, de mijloc și de sus, mergeau la slujbă, după care se încingea un joc popular care ținea până seara târziu. Cazare. Avem pe raza comunei, în Petreștii de Jos, avem două pensiuni, respectiv pensiunea Laura din 2008 și din 2010 avem pensiunea La Vio, care e pe drumul care duce spre intrarea în Cheile Turzii. De asemenea, avem în satul Crești pensiunea La Gabi. Eu am avut discuții în special cu proprietarii care au oi, ovine, pentru a integra în circuitul turistic. Le-am sugerat ca din economiile pe care dânșii le pot face la nivel de an calendaristic să-și investească o parte din bani în a-și amenaja cel puțin o cameră acasă și să încerce să intre în circuitul turistic pentru a atrage turiști în zonă. Și ca să agrementeze, există fonduri europene în acest sens, am promis că le acord tot sprijinul prin relațiile contractuale cu diversi consultanți pe proiecte și agrementarea timpului. Pe lângă cazare pot oferi, să zicem, să vadă un mulț la stână, să vadă cum se strânge cașul, așa, în condiții nu industriale, în condiții aici la fața locului. Locuind în zonă, pot oferi ouă proaspete, carne de pasăre, de porc, de oaie, vițel, deci care sunt aproape de produse bio cu certitudine naturale.
În concluzie, eu consider că avem o zonă deosebit de atrăgătoare, atât din punct de vedere al potențialului investitori, cât și din punct de vedere turistic. În sensul ăsta, în numele meu, în numele locuitorilor comunei, vă așteptăm cu drag să ne vizitați și vă promitem că nu o să plecați dezamăgiți.